Primii vizați de controlele demarate de către agenții de la Biroul Comercial al Poliției Locale au fost comercianții și producătorii din piața Crihala. Au fost verificate actele de proveniență a mărfii în cazul societăților comerciale și s-au verificat de asemenea certificatele de producător. Polițiștii locali din cadrul Biroului Comercial au demarat o acțiune privind verificarea comercianților care își desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din municipiu. Primii vizați au fost comercianții din piața agroalimentară Crihala. Se verifică aspecte, au fost verificate 16 societăți comerciale sub aspectul deținerii actelor de proveniență a mărfii expusă spre vânzare. Totodată au fost verificați 27 de producătorii agricoli sub aspectul deținerii certificatului de producător. Sunt verificate dacă aceste certificate sunt vizate la zi și dacă marfa expusă spre vânzare este cea declarată în certificate. Totodată este verificată dacă suprafața ocupată de către comercianți este aceeași cu cea pentru care sunt plătite taxele legale. Controlele desfășurate în piețele agroalimentare sunt apreciate de toți cumpărătorii, care spun că se simt mult mai în siguranță dacă producătorii și comercianții sunt verificați frecvent. E foarte bine. Chiar i-am văzut pe la mese pe aici. Foarte bine fac. Mai trebuie și controle din când în când. E bine să existe controle, e foarte important să știm ce cumpărăm. Chiar e bine și să se verifice și cântarele ca să vedem când ne fură. Polițiștii locali vor verifica toți comercianții și producătorii care își vând marfa în piețele din municipiul Drobeta, Turnu Severin.